Salutare prieteni și bine ați venit la un nou vlog de pe acest canal de YouTube. Eu sunt Alex Corneschi. Știu, nu am mai postat de mult, dar promit că mă voi revanșa. Voi posta din ce în ce mai des. Urmează o perioadă destul de interesantă pentru mine. Tocmai am participat la două curse de semi-maraton la diferență de o săptămână. Și astăzi vom vorbi despre acele două curse. Dar până atunci nu uita să te abonezi la acest canal de YouTube și la finalul acestui video să lași un comentariu și un like dacă ți-a plăcut. Hai să înceapă intro. Astăzi vom vorbi despre două curse alergate de mine în această perioadă, două curse de semi-maraton. De fapt, am mai alergat încă două curse înainte, în prima parte a anului, la campionatul național de sală pentru seniori, o cursă de 1500 de metri și o cursă de 3000 de metri. Au fost două curse bune de verificare pentru mine. Mi-au arătat că am mai rămas puțină viteză după pregătirea de iarnă. A fost o pregătire bună, dedicată cumva acumulării de kilometri. Voiam să fac o pregătire bună pentru o cursă de maraton din primăvară și uite că primăvara a sosit. Suntem pe 1 aprilie, mai am 24 de zile până la maraton și da, voi alerga la maratonul de la Hamburg, dar până să vorbim despre această cursă, o să povestim puțin despre cele două curse de semi-maraton desfășurate la o săptămână distanță. Semi-maratonul Atena, ce s-a desfășurat pe 20 martie, la Atena, bineînțeles, și pe 27 martie, acum o săptămână, am alergat la Legal Half Marathon, aici, în București. Ok, hai să vorbim despre Atena. Semi-maratonul de la Atena a fost cel mai greu semi-maraton alergat de mine în 16 ani de atletism de performanță. Și nu mă refer la ritmul sau la ritmul alergării sau la concurență, ci pur și simplu datorită condițiilor meteorologice. A fost foarte frig, am avut toate anotimpurile posibile în această cursă, a fost 4 grade la ora startului, dar temperatura resimțită a fost de 0 grade. A bătut un vânt destul de puternic și foarte rece. A și nins puțin, a și plouat, a ieșit soarele foarte puțin, foarte puțin și a fost foarte frig. Am alergat o oră 07:26 și totodată am făcut și record de traseu. Știu, nu e un timp extraordinar. Pentru o cursă de semi-maraton sunt mulți atleți care alergă și sub o oră, pe distanța de 21 de km, dar ținând cont diferența de nivel de 240 de metri, cred, și condițiile meteorologice, eu zic eu că a fost o cursă bună, o cursă dificilă, dar o verificare foarte bună pentru cursa de obiectiv, cursa de maraton. Totodată, în cadrul acestui eveniment s-a desfășurat și campionatul național de semi-maraton al Greciei și am alergat cot la cot cu cei mai buni din Grecia. Au o listă de start destul de slabă. Am alergat doar o jumătate de cursă cu un sportiv puțin mai bun. Mă așteptam să mai fie câțiva, dar dacă analizez puțin, cred că aceeași situație este prezentă și la noi. Doar 2, 3, 4 atleți, să zicem, ar putea face așa un grup mai constant la naționale de, nu știu, 10 km semi-maraton și nu, la maraton deja suntem foarte puțini atleți care ar putea face un grup compact. Am alergat cu ei. Dar la kilometru 17, cred, sau 16, am făcut o rupere de ritm și am rămas singur până la final. Sportivul a alergat și el destul de binișor, a venit la 30 de secunde, cred, în spatele meu. A alergat și el bine, cum ziceam, și ar fi dorit să facă el recordul de traseu, dar am fost eu puțin mai rapid. Și sper să mai ajung o dată la Atena, dar sper să prind o vreme de primăvară, nu de iarnă. Și dacă vorbim puțin despre semi-maratonul Legal Run, Half Marathon, Legal Half Marathon de fapt, ce s-a desfășurat săptămâna trecută pe 27 martie la București,
Traseul a fost foarte bun, destul de rapid. Știam mare parte din traseu pentru că și celelalte competiții mari din București se desfășoară pe același traseu. Semi-maratonul internațional București, maratonul internațional București sunt două curse dragi mie și mereu sunt prezent la ele. Dar starea mea nu a fost atât de bună, deși și acum am puțină răceală și cred că se simte la voce. Săptămâna trecută eram puțin mai afectat și nu am putut să alerg la capacitatea mea maximă. 10 km am putut să îi trag, să îi forțez puțin pentru a face o verificare bună, dar după 10-12 km am început să simt un pic de oboseală și nu am mai putut ține ritmul. Deși eram singur, poate dacă mai aveam 2-3 alergători pe lângă mine, reușeam să țin puțin ritmul mai sus, dar cum ziceam, a fost o verificare bună și cu un timp de 1:08:08, da, a fost timpul de la Legal Half Marathon. A fost ok, dacă e să compar semi-maratonul cu cursa de maraton de la București din octombrie. La București am trecut 21 de kilometri în o oră 08:46 și am venit a doua parte o oră 08. Acum o oră 08:08 nu am forțat maximal, a fost așa o alergare, să zicem, la limita suportabilă, dar mi-a dat încredere și speranță că pot alerga foarte bine pe 24 aprilie. Și să vorbim puțin și despre maratonul de la Hamburg, va fi pe 24 aprilie de Paște, voi sărbători în alergare, voi merge cu Irina acolo, va fi echipa mea de suport, întreaga mea echipă de suport, și sper la un timp mai bun decât cel alergat de mine în octombrie la București, 2:16:49. Știu că la Hamburg vor fi două grupuri de elite, 2:14 și 2:11. Și eu voi fi la 2:14 sau cel puțin voi încerca să alerg cu ei. Un grup mare de europeni care își doresc un timp cât mai bun pentru a fi acolo în primii 60 european pentru campionatul european de atletism ce se va desfășura în Germania prin luna august. Eu momentan sunt pe locul 62 european dacă facem o listă cu maxim 3 sportivi de țară și mi-ar mai trebui câteva puncte ca să urc acolo în tabel, să fiu un top 60 pentru campionatul european de seniori și în proba de maraton, bineînțeles. Și până atunci aș mai avea cu o săptămână înainte campionatul național de 10 km, va fi competiția paralelă cu WIZ International Half Marathon. Voi alerga la Constantina Diță, dacă știți mai bine așa competiția. Sincer, voiam să alerg cursa de semi-maraton pentru că erau premii mult mai frumoase în bani, dar ținând cont că este cu o săptămână înainte de maraton, de cursa mea de obiectiv, am redus distanța și am rămas la 10 km și totodată la campionatul național de 10 km. Ce îmi doresc de la această cursă e bine, vreau o verificare bună, vreau să fiu stăpân pe mine și vreau să alerg sub 30 de minute. Nu este un timp fabulos să cobor sub 30 de minute, nici nu am timp foarte bun pe această distanță, am de 2 sau de 3 ore alergat puțin sub 30, dar zic eu că cu 30 de minute pe 10 km pot ține un ritm de 3:12, 3:11, 3:13 pe kilometru la cursa de pe 24 aprilie de la Hamburg. Cam atât de la mine pentru astăzi, au fost puțin mai amestecate așa ideile. Îmi cer scuze că nu am postat până acum, dar mă voi ține de cuvânt. Vreau să postez măcar o dată la două săptămâni un video despre alergare, despre orice implică mișcare și sport și sper că aceste videouri să vă motiveze și să vă răspundă la întrebările legate de alergare. E un sport frumos, e un sport ieftin, dar totodată dacă nu-l faci cum trebuie,
va deveni destul de costisitor și pe partea de sănătate și pe partea financiară. Până data viitoare, nu uita să te legi bine la șireturi. Eu am fost Alexandru Corneschi și ne vedem în parc la alergare. Pa, pa! Pă, 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 cu pă, cu pă, cu pă. Cum îi zice, mă? Pă, 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 pă. Pă, 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 pă. Am uitat. Pă, 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 pă. Panathinaikos, nu Panathinaikos, nu...